Pacea. Pacea Domnului Iisus. O poezie spre lauda Domnului vreau să recit. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Trăim în vremea când se spune, vine sfârșitul, vine sfârșitul. Se agită lumea, fac preziceri, mai e puțin. Și iată, vine, se fac emisiuni, se fac și filme, se ia la oameni interviu și predici multe, toți cu știrea. Vine sfârșitul, sfârșitul vine. Biblia se tălmăcește, se spune că în cutare zi vine Domnul cu putere și tot aici se va sfârși. Și internetul plin de predici, dezbateri, conferințe, texte, căci în curând vine răpirea, necazul mare va începe. Dar vai, ce mare e durerea, că nimeni nu mai ia în seamă și toți tratăm această veste, fără cutremur, fără teamă. Ne spune Domnul în Evanghelie la Matei 24, că vor veni și vă va spune, eu sunt Hristosul, nu e altul. Și mult se va înșela atunci și vor cădea în deznădejdei și prorocii înșelătoare și multă, multă fără de lege. Veți auzi vești de războaie, pământul s-o cutremura, lupi îmbrăcați în piei de oaie și frați pe frați se vor trăda. Și tot ce-i rău numi vor bine și dragostea se va răci. Păcatul nu mai e rușine. O, ce timpuri va veni! Să nu vă temeți, zice Domnul, voi să fiți treji și să vegheați. De-or zice, iată aici Hristosul, fiți veghetori, nu vă înșelați. Căci cum un fulger cu putere din răsărit până în apus, din răzdează cerul cu putere, așa se va vedea Iisus. Îl vor vedea atunci pe Domnul și cei ce trupul i-au străpuns, și Iuda, și Pilat, tot omul, cel rău și cel nevinovat. Dar până atunci, iubiții mei, fiți sfinți, citiți cuvântul, să nu vă înșele cel viclean, greșind cu fapta sau cu gândul. Căci ești ales de însăși Domnul, să moștenești cu El în veci, împărăția cea cerească, cu Dumnezeu și ai Lui aleși. Ai grijă, frate! Soră scumpă, copil și tânăr și bătrân, silește-te să poți să intri, slujind cu drag pe al tău stăpân. La nunta cea din veșnicie să fii mireasă și el mire. Să știți că ziua este aproape, când va veni pe nori Mesia să-și ia casa lui copii, să-i ducă în patria cerească. Vegheați mereu în rugăciune, citiți cuvântul tot mai mult, smulgeți lăstarii de amărăciune ce împiedică să-ți iei având, ca să slujești cum se cuvine acestui Dumnezeu preasfânt și atunci la sa venire să te ridici de pe pământ. Să zbori ca porumbel în zare, spre cer, spre zări, spre infinit și după atâta chin și jale, să te întâlnești cu cel iubit, să poți să-i te arunci în brațe, să-i spui iubirea ce ai simțit, ce mult dorit ai tu scum suflet să intri pe ale veșniciei porți, dar până atunci, iubite frate, iubită soră, suflet drag, lucrează cât mai este ziua cu dragoste, răbdare, milă, să porți al biruinței steag. Și vei putea striga Osana, mărire celui înviat,
că l-ai iubit în așteptare și el ți-a fost răsplata în viac. Amin, amin. Domnul să ne ajute.